Negocierile desfășurate luni au avut loc la Belovskaya Pucea, o localitate din regiunea Brest, în apropierea de frontiera cu Polonia, unde s-a ținut și a doua rundă de negocieri. Pe agenda discuțiilor au fost trei grupuri de teme majore, respectiv soluționarea politică a conflictului, aspectele umanitare și chestiunile militare. Rusia a anunțat că este pregătită să oprească operațiunile militare într-o clipă dacă Ucraina îndeplinește o listă de condiții, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Dmitri Peskov a spus că Moscova cere Ucrainei să înceteze acțiunile militare, să schimbe Constituția pentru a consacra neutralitatea, să recunoască Crimea ca fiind teritoriu rus și să recunoască republicile separatiste Donetsk și Lugansk ca state independente. A fost cea mai explicită expunere a Rusiei de până acum a condițiilor pe care vrea să le impună Ucrainei pentru a opri ceea ce numește operațiunea militară specială, care se află în a 12-a zi. Peskov a declarat într-un interviu telefonic că Ucraina cunoaște condițiile și li s-a spus că toate acestea vor fi oprite într-o clipă. El a mai spus că Rusia nu are alte pretenții teritoriale asupra Ucrainei și a spus că nu este adevărat că cere predarea Kievului. Chiar terminăm demilitarizarea Ucrainei, o vom termina, dar principala condiție este ca Ucraina să-și înceteze acțiunea militară. Ar trebui să-și oprească acțiunea militară și atunci nimeni nu va mai trage, a spus el. Ar trebui să facă amendamente la Constituție conform cărora Ucraina ar respinge orice obiectiv de a intra în orice bloc. El a adăugat, am vorbit de asemenea despre cum ar trebui să recunoască faptul că Crimea este teritoriu rusesc și că trebuie să recunoască faptul că Donetsk și Lugansk sunt state independente. Și asta este tot, se va opri într-o clipă. Răspunsul lui Zelensky la aceste cereri a fost un categoric nu. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!